Municipalitatea vrea să schimbe piața asfaltului din Brașov. Mai exact, brașovenii vor avea posibilitatea să vină cu propuneri de schimbare, renovare sau înlocuire a cele mai cunoscute destinații turistice din România. Aceștia vor avea la dispoziție un chestionar online, ce-l vor găsi pe site-ul Primăriei Brașov, acolo unde vor putea veni cu propuneri. Cele mai bune și realizabile idei vor fi alese și puse în aplicare de juriul, care va fi format din mai mulți arhitecți. Ceea ce face însă implicarea noastră în acest demers este să îi dea acestui concurs statutul de încadrare în standardele internaționale ale Uniunii Internaționale a Arhitecților și UNESCO, care sunt de fapt acele standarde de calitate. Piața Sfatului din Brașov e un loc care e clar că este de interes pentru foarte multă lume, pentru riverani, pentru brașoveni în general, dar poate chiar mai mult decât atât. Prin vizitele unor specialiști chiar și externi, din afara țării și altora din țară, în Brașov au identificat Piața Sfatului ca fiind o emblemă, o icoană, nu numai a orașului, ci și a țării. Dezbaterea publică va fi până la sfârșitul lunii martie. Piața Sfatului din Brașov nu a mai fost renovată de aproximativ 30 de ani.